Și crezi că faci și pune mască. Ai filmat-o? Prima dată nu ați fost cu mască. Noroc că aveți neas. Neas sunteți funcționar public. Este șef ori nu este? Îl așteptăm, da? Sau s-o spui de intrat? Ședintele acum este ocupat la moment. Înțeles. Și unde s-a luat chestia asta? Se numește drept fundamental. Sunteți la serviciu, sunteți funcționară publică, sunteți angajată din banii noștri și nu puteți să-mi interziceți. Ba da, prin impozite personal. S-a relaxat-o, cred că am plecat. Da. Scoateți măștile, mă, dacă intrăm la primărie, tot îi găsesc pe mâști. Aici nimeni nu umblă cu mască. Da. Parcă COVID-ul întreabă, dacă ești din sângerie, nu s-atinge. Acum, la moment, este ocupat. Bine, ne așteptăm să elibereze. La orele 3, are comis. Îl așteptăm să elibereze. Așteptați, dar vă rog frumos. Relaxați-vă. Eu sunt foarte relaxată. Bine, bravo. Așa că tu spui că vinul și filmează, cum filmează? E ca așa, direct. Chiamă poliție, las că tu demn și tu ești persoană publică și știi. Eu dacă vin cu filmatul, aici încânt cu. Filmează pe ascuns. Cum? Dă-ți cameră în nasture, ochelari. Inclusiv serviciu juridic, toată lumea fără mască. A, deci unii poate să intre, dar alții nu, da? Doamne, de-am intrat. V-am spus, acum este... Mai mult acolo, da? E comisie. E comisie acolo, da? E situația excepțională în țară și comisarii. Așteptăm să iasă din comisie. Dar comisie cât o să fie? 4 ori? Nu te-o anunțat? Nu te-o spus la curent? Toți la comisie. Și toată lumea e fără mască. Da, și toată lumea e fără mască. Până văd camera. Și ne mirăm de unde atâția bolnavi. Da. Iată, și morți. Instituție publică. Da. Am intrat cum, în sângerie. Cum vrei cetățenii? Cu mască. Cum vrei cetățenii să respecte dacă funcționarii ignoră? Am ușa să întrem acolo, dacă o să întrem. O să fie toți fără mască. Păi dacă e ca femeie și ești cu bărbatul și ala, intrat am doi fără mască. Deci probabil și doar și corcodelul e fără mască. Vă rog frumos, dacă doriți, puteți așteptați. Vreau să închid ușa. Da, eu am vrut să deschid ușa. Care ușa? Asta, de la președinte. E, da. Bună ziua! Bună ziua! Domn președinte! Când vă invit, intrați-vă! La trei aveți ședință, vrem când până atunci scurt să vorbim. Vă invit, când dumneavoastră o să intrați, bine? Bine, dar am vrut să mă conving că sunteți tăți fără mască. Și asta nu e o problemă pentru noi. Eu cred că e o problemă. Faceți parte din comisie specială? Nu, eu sunt din comisie specială pentru protecția plaiului. Și că trebuie să faci parte din comisie specială, da? Trebuie să facem parte din... Ca să fim primit la... Să fiu primit la audiență, trebuie să faci parte... Nu, ca să-l întreb pe el de mască. A, din comisie de socială. De audiență este de la ori 1 până la ori 3. Și da? Nu o să mă primească, da? Dar dacă el amuia are ședință? N-are ședință, nu, zic. N-are ședință? El e ocupat, n-are ședință. El semnează, da? Documente, da. Apoi, uite, de la 13 până la 15 amui ei încă 3 nu. E ca craz, da. Da, și el da, dar noi am venit la 1 și el nu era. Da, noi am venit trebuie la fi, el nu era. Trebuie să fie la audiență. Bună ziua. Bună. Bună ziua, domnule, așa și să mă. Toată lumea fără mască. Nu este mască. E în mașină. Nu mască. Nu mască. Ei, mașină. Oleg mi-e prieten. Da, cum? Am mască, nu mască. Vedeți, doamne, ar de mașină e mască. Da, de COVID la Consiliul Raional Sângerei. Și stați la audiență. Ședintele v-am explicat, este ocupat. La vara 3 noi avem audiență scrisă. Ce că el la 1 nu era, Oleg de amuia el e ocupat,
Și el, de ce țățeni, își bate joc. Sau între eu primul și sfăditul, să nu se mătați sfăditul. Rezultatul e așa. Da, am mătat tot cu sfăditul te-am. Da, cu ce sunt eu așa? Aha. Nu știu. Da, domn Tudor. Eu tot azi eu duc în mască, Iulian. Nu pot întâlnă, eu dăm mască în mașină. Da, eu tot cu sfabe. Da, și nu mă sfădiesc oricum. Problemele nu se rezolvă. Eu timp am venit cu Scheanu. Cu sfabe. Nu, nu, nu. Pașe, e cam osul, am o lor răzgheț. Probleme ați venit. Da, nu, nu, probleme de lucru. A, probleme, da. Nu tot, de lucru, de care. Tu prindește-le, că București. Am fost la Sângerii, consilier raional, la București, al patrulea an. Eu, în ultimul timp, nu puteam o să... Tata ce face? Tata a murit. Dumnezeu să-l ierte, băiatul meu. Bun, noi ne stăm în repede, doamne. Dar să nu-l bate stare. Ne lăsați și nou. La cap am în vitere. Uite, tăți fără mască. Asta e de la Maria Sandu, ea nu. Și fără mască, dar cum? Și monumentul vă fac, fără mască. Foarte bine. Monumentul e responsabilității. Da, noi nu ne temem de... Ei nu suntem, pofte, parcă sunt de-a lui Dodon, tăță. Ei nu suntem, e de-a lui Maria Sandu, da? Oaa, maladeț. Maia Schi, nu îmblă cu mască, da? Ăștia de la Raioan. E consilierul ei. Da. Ăsta e tutunar oricum. Da, da. Dar până ai zis că și el te-o... Da, eu l-am rugat să... Nu, el nu voie să filmeze. Am înțeles, am înțeles. Eu l-am rugat, el era jurnalist sau și el. Probleme nu filmează. El nu era reporter la Radio Moldova. Cine e? Tutunarul ăsta. Cred că eu nu știu. Sau la Ziarul Raional. Mă tin că la Ziarul Raional. De undeva știu numele? Nu știu, eu îl știu că a cântat toată viața la anunț. Tot e bun. De asta îl știu. Uh-huh.